Salutare tuturor. 31 ianuarie anul 106 după Hristos se termină reconstrucția podului roman de peste Dunăre de la Drobeta Turnu Severin de către Apolodor din Damasc. Podul lui Traian a fost un pod construit de Apolodor din Damasc, arhitectul columnei lui Traian, între primăvara anului 103 și primăvara anului 105. Pe Dunărea de Jos, la est de porțile de fier, în orașul Drobeta, turnu Severin. Scopul construcției a fost acela de a facilita, se spune, transportul trupelor romane conduse de Traian și a proviziilor necesare celei de-a doua campanii militare de cucerire a Daciei. Odată cu construirea podului, au fost ridicate două castre numite Drobeta și Pontes pentru paza podului. S-a născut, însă, o întrebare. Conform legendei, se spune că romanii au deviat cursul Dunării pentru a construi această minune inginerească. Cum au reușit romanii să devieze cursul fluviului acum 2000 de ani în urmă? Dar oare e adevărat? Nu se cunosc amănunte despre metoda de construcție, dar se presupune că Apolodor, cu ajutorul triburilor dace din sudul Carpaților, aliate ale romanilor și potrivnice lui Decebal, a deviat cursul Dunării și apoi a ridicat picioarele podului. Se pare că pentru a putea reuși să abată cursul Dunării în amonte de linia unde avea să fie construit podul, au fost realizate batardouri, un fel de opritoare ale apelor fluviului. De asemenea, prin introducerea unor țăruși din lemn de stejar în albia fluviului, lipiți unul de celălalt, se crea un fel de baraj și în felul acesta, apele, izbându-se de barajul respectiv, îl ocoleau fie înspre partea sărbească de astăzi, fie înspre partea românească, fiindcă se presupune că această manevră a fost făcută odată pentru a permite construirea picioarelor dinspre malul sârbesc de astăzi spre mijlocul albiei și a doua oară acest batardou a fost mutat spre malul românesc pentru a permite construirea pilelor din această parte, a explicat istoricul Marin Neagoie Iulian. Se mai spune și că inginerii care au lucrat la pod au făcut o într-o perioadă în care apele Dunării erau mai scăzute. Când vine vorba despre secretele acestei construcții deosebite, hmm, povestea însă nu se termină aici. Nimeni nu s-a întrebat vreodată de ce cronicele romane nu amintesc de podul lui Traian, care, trebuie să recunoaștem, a fost o realizare militară și strategică importantă pentru vremurile respective. Analiza documentelor vechi lasă loc de multe alte întrebări. De ce construcția podului de la Drobeta nu este menționată nici măcar pe columna lui Traian, care înfățișează pas cu pas cucerirea Dacii. De ce pe columna lui Traian trupele romane trec pe un pod de vase și nu peste un pod fix? Cum este posibil ca o construcție de o asemenea măreție și importanță strategică să fie ignorată de ceea ce a fost numită cea mai importantă cronică în piatră a cuceririlor romane? Mai mult, din punct de vedere tehnic, cum era posibil ca într-un interval de câteva luni romanii să construiască un pod care, chiar la ora actuală, cu tehnicile moderne, poate fi construit într-un interval mult mai mare? Unii consideră că podul cu pricina este un pod de origine dacică, pe care Apolodor doar l-a refăcut. Mai exact, i-a refăcut structura de lemn pe care un brav descendent al lui Burebista, Decebal, a incendiat-o, încercând să întârzie înaintarea romanilor în Dacia. Cine a construit podul de la Drobeta Turnu Severin? Apolodor din Damasc sau Burebista? Oricum, a fost cel mai mare pod construit în antichitate, ingenios ca tehnică și ca formă. Și astăzi ruinele sale stârnesc admirația oamenilor. Numai pentru construirea pilelor au fost folosite blocuri masive de piatră și stejarii de pe 200 de hectare de pădure. Podul era lung de circa 1135 de metri, lat de circa 15 metri și înalt de circa 19 metri.